Povestea de dragoste dintre Audrey și Alex a început atunci când cele două se pregăteau să devină însoțitoare de bord. 4 ani mai târziu, stewardesele s-au hotărât să se căsătorească într-un muzeu al aviației, de față cu mai multe avioane care au fost decorate special pentru a marca momentul. Audrey și Alex, amândouă în vârstă de 27 de ani, au mers la Dallas, Texas, timp de 3 săptămâni împreună în 2018 pentru a parcurge programul de instructaj necesar celor două care doresc să fie însoțitoare de zbor. La cursuri au participat 300 de persoane, dar Audrey spune că a remarcat-o pe Alex după doar 3 zile. Ne-am apropiat foarte mult în cele 3 săptămâni, a povestit Audrey. Cât timp au parcurs cursurile de pregătire, cele două s-au simțit ca la o emisiune de dating. Când a venit timpul să organizeze nunta, Alex și Audrey s-au decis să scoată în evidență ceva ce le reprezintă pe amândouă, dragostea pentru zbor. Amândurora ne place aviația, dar ambele noastre familii sunt și ele din domeniul aviației, a povestit Alex. Lone Star are o gamă largă de avioane care sunt încă bune de zbor și astfel este în același timp un muzeu, centru de pregătire și hangar pentru avioane. Alex și Audrey au avut cartonașe cu numele invitaților în formă de avion și semne de întâmpinare care arătau ca niște pașapoarte pentru a respecta tema aviației. Pentru buchetele de flori cu care au decorat avioanele prezente la nuntă, cuplul a folosit gălbenelele. Nunta celor două stewardese a devenit virală pe TikTok, acolo unde Alex și Audrey au distribuit 2 videoclipuri care au strâns 4, respectiv 9 milioane de vizualizări. Cuplul și-a făcut un cont comun de TikTok ca să răspundă întrebărilor pe care urmăritorii le au despre nuntă și relația lor, relatează Digi24.ro.